Astăzi simțiți nevoia să fiți mai tandru. Berbec, aveți multe probleme de rezolvat, dar dispuneți de energia necesară pentru a le rezolva pe toate. Singurele dificultăți de care vă puteți lovi sunt de natură financiară. Taur, se pare că nu reușiți să vă respectați programul din cauza unor evenimente neprevăzute. Dimineața aveți de făcut mai multe drumuri scurte pentru casă. Gemeni, aveți multe idei pe care țineți neapărat să le împărtășiți prietenilor apropiați. Vă puteți îndeplini o dorință mai veche cu ajutorul financiar al unei rude. Rac, nu este momentul să vă ocupați de afaceri, riscați să pierdeți o sumă importantă. Acasă s-ar putea să aveți de rezolvat câteva chestiuni casnice importante. Leu, dacă nu reușiți să vă temperați nervozitatea, există riscul să declanșați o ceartă cu urmări foarte neplăcute. Păstrați-vă calmul și la serviciu. Fecioară, sunteți hotărât să rezolvați mai multe probleme legate de cămin. Relațiile cu colaboratorii sunt excelente. Puteți să încheiați contracte și să semnați documente. Balanța, acum este momentul să faceți schimbările plănuite în casă. Nu ezitați să cereți o mână de ajutor prietenilor și rudelor. Scorpion, puteți avea succes în afaceri și în activitățile casnice. Nu începeți prea multe treburi deodată pentru că riscați să nu duceți niciuna până la capăt. Săgetător, este o zi tocmai bună pentru a îmbunătăți relațiile sentimentale și pentru planuri de viitor. Nu este recomandabil să semnați astăzi documente oficiale. Capricorn, ar fi bine să vă ocupați de problemele sentimentale pe care le-ați tot amânat. Fiți obiectivi și recunoașteți-vă greșelile. Spre seară sunteți invitat la o petrecere. Vărsător, astăzi vă sfătuim să evitați activitățile importante. Dacă aveți ocazia să plecați într-o excursie cu partenerul de viață, nu ezitați. O ieșire în mijlocul naturii poate fi benefică relației. Pești, relațiile cu persoana iubită sunt foarte bune împreună. Puteți să duceți la bun sfârșit tot ce v-ați propus. Puteți avea succes și în afaceri. Atât pentru moment, vă doresc o dimineață frumoasă. Mulțumim tare mult!